Vă salut! În acest video noi o să vorbim despre Google Tag Manager sau cum să inserezi corect un cod pe site. Da? Deci, după cum știm, noi pe site-ul nostru avem nevoie de inserat mai multe coduri. Odată de la Google Analytics, odată de la Google AdWords, după asta mai vrem să adăugăm un chat pe site, odată Google Search Console și tot felul de servicii pe care noi trebuie să le adăugăm pe site-ul nostru. Și de obicei, înainte ca să adaugi un oarecare serviciu, serviciul respectiv îți furnizează un cod. Da? Codul respectiv trebuie inserat pe toate paginile de pe site sau pe anumite pagini. Da? Și atunci noi intrăm în panoul nostru de administrare a site-ului, în spatele site-ului și undeva în codul header, adică în capul site-ului, noi băgăm acel cod. Da? Adăugăm un serviciu, băgăm cod, adăugăm alt serviciu, băgăm. Da? Și toate codurile astea le adăugăm pe site-ul nostru. Așa era până acum, înainte de Google Tag Manager. Și de obicei site-ul nostru se îngreuna cu toate codurile astea și la un moment dat pierdeai controlul pentru că sau îți schimbai tema site-ului, aspectul site-ului și atunci toate codurile astea dispăreau, da? Sau făceai o actualizare la site și iarăși pierdeai codurile respective și nu mai știai unde le-ai pus, pe care, unde l-ai inserat, la început, la sfârșit. Era foarte greu de gestionat treaba asta. Google acum a adăugat un serviciu acum un an, doi în urmă, se numește Google Tag Manager. Ce face acest serviciu? El adaugă pe site un singur cod, adică codul Google Tag Manager, și după toate restul codurilor pe care noi vrem să le inserăm în site, pur și simplu le adăugăm în platforma Google Tag Manager, da? Le adăugăm în Google Tag Manager, da, ca etichete, și după asta Google le declanșează pe site, da? Și atunci noi toate codurile noastre le adăugăm de aici, da? Și uitați-vă, ăsta este site-ul goldensite.ro și aici avem un cod AdWords Remarketing, da? Deci din AdWords eu am adăugat Remarketing și acolo trebuia să inserez un cod. L-am luat de acolo, l-am băgat aici, i-am zis să se declanșeze pe toate paginile. După asta cod de Index Metrica. Despre Index Metrica am vorbit, iarăși un fel de serviciu ca și Google Analytics. Dacă căutați pe YouTube, o să găsiți în contul pe canalul meu. Este un serviciu foarte bun. Conversia AdWords, da, Digital Induction. Pentru cursul respectiv am adăugat un cod pentru mărirea conversiilor, da, deci doar pe pagina de confirmare. Când cineva ajunge pe pagina de confirmare, se declanșează codul respectiv și pentru AdWords asta înseamnă o conversie, da? Deci codul respectiv îi dă de știut lui Google că s-a efectuat o conversie, da? În momentul în care cineva a ajuns pe pagina respectivă, pac, s-a înregistrat o conversie. Și în mod normal eu trebuia să iau un cod, să-l bag pe site pe pagina respectivă și după asta să codul trebuia să funcționeze. Dar așa le-am băgat aici, aici am o listă. Am control la toate și e foarte ușor. Oricând pot să-l dezactivez, pot să-l activez. Cookie pe ăsta l-am pus, după care l-am scos. Facebook confirmare comandă la fel. Facebook ne dă un cod pe care tot trebuie să-l băgăm pe site. Și astea sunt o grămadă de site, coduri pe care noi trebuie să le adăugăm pe site. Da? Și dacă noi le-am băgat manual, îți dai seama că la un moment dat te perzi. De exemplu, pe ăsta am venit, l-am închis, l-am deschis. Dacă era inserat în site, trebuia să mă duc în spatele site-ului să găsesc și eu unde a fost inserat și să-l șterg de acolo. Da? Dar așa acum e simplu, am șters, am scos codul de la Tag Manager și toate codurile astea automat s-au scos. Da? De exemplu, dacă vreau să schimb site-ul, am schimbat site-ul, am adăugat codul de la Google Tag Manager și automat toate serviciile astea sunt active pe site-ul meu. Da? Facebook trimite date, nu știu ce, asta nu mai țin minte cum l-am adăugat, Facebook Pixel, la fel, ăsta e un cod important. Și acum dacă intru pe site, pot să verific codurile de la Google, pot să le verific și de la Facebook. Este o extensie adăugată în Google Chrome, asta e pentru Facebook și aici pot să văd că am două coduri care funcționează corect. Da, e cu verde, înseamnă că totul este ok. Și la Google Tag Manager, la fel am Google Analytics, Google Tag Manager și Remarketing. Da? Și cum se adaugă o etichetă? Dăm click pe etichetă nouă. Aici îi dăm numele etichetei ca să ținem minte despre ce este vorba, adică ce fel de cod. Aici sunt niște servicii implicite pe care putem să le adăugăm sau dacă nu există în lista asta, selectăm eticheta personalizată,
aici băgăm codul respectiv furnizat, da? Și aici mai jos declanșatoare, adică unde vrem să se declanșeze, pe toate paginile, doar pe pagina confirmare comandă, aici adăugăm condiție sau filtru, da? Adică pagina URL să conțină order received, adică comandă primită, da? Formular de contact, pagina mulțumesc, bine, astea sunt mai vechi, le-am creat eu, dar trebuie, unele din ele cred că trebuie să le șterg. Și asta este comandă pentru primul curs, confirmarea comenzii, adică când s-a dat click pe un buton, pe un link care conține următorul link. Da? În momentul în care s-a dat click pe el, înseamnă că s-a confirmat comanda. În ghilimele s-a confirmat. Că de fapt el se duce pe un formular care este în afara site-ului meu și mai departe nu pot să-l urmăresc. Asta era metoda veche în 2013. Acum comanda se face pe site, da, cu modulul WooCommerce. Ok, și cam atât cu inserarea codului pe site. Dacă vreți să aflați mai multe detalii despre cum se creează un cont, cum se adaugă codul pe site, cum se adaugă toate aceste etichete, cum se creează declanșatoare, eu am creat un curs complet, da, cu crearea site-ului de la zero pe platforma WordPress și adăugarea serviciilor respective. Cursul îl găsiți aici pe Golden Site la Digital Induction. Și despre Google Tag Manager vorbesc în modulul 2, da? Modulul 1 despre cum să creezi un site, aici toate detaliile, și în modulul 2 avem aici integrarea Google Tag Manager, da? După care integrăm cu Google Analytics, chat online și tot așa, da, alte servicii pe care noi trebuie să le adăugăm. Ok, cam atât în acest video. Dacă v-a plăcut video, nu uitați să dați un like, să vă abonați la canal ca să urmăriți în continuare ce voi posta și ne auzim.